a trecut ceva timp. A trecut ceva timp. Nu știu dacă v-am mai spus, dar eu în facultate am fost un rocker și am avut o trupă cu care am rupt stilul până când nu l-am mai rupt. Fine. Mă, știți cea mai mișto perioadă din viața unui om? Eu cred că aia este când ai vreo 20 ceva de ani, când crezi că nimic nu ți se poate întâmpla, totul este cool, totul este absolut în regulă, nu există nicio barieră pe care nu o poți înfrânge, nu există gard peste care nu poți sări, sau mă rog, există, dar vorbesc și eu la figurat. Înțelegeți ce vreau să spun. V-am mai spus că de mult îmi place să beau cafea. Da, și eu beau suficientă cafea. Beau multă cafea. De fapt, cred că în ultima vreme mă o să beau vreo 6 cafele pe zi, 5. Asta cred că e 5. Oricum, nu contează. Dar am citit mai multe chestii, că mă rog, s-ar părea că cafeaua în sine îți face extraordinar de bine și că face bine inclusiv la creier. Și sunt sigur că o beau și dacii ca să scape de gripă. Într-o zi cred că am să mă iau cu fazele astea, nu mă pot abține, na, ce să fac. Vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, astăzi este din nou timpul pentru o poveste din facultate. Și cum înțelegeți foarte bine că eu în facultate am fost un tip cool, cred că am mai zis asta de vreo câteva ori, doar pentru a scoate în evidență faptul că nu am fost, sau mă rog, acum uitându-mă în spate, sigur nu eram. Dar vă spuneam despre perioada asta a oamenilor când cred că absolut orice este posibil. Ai 20 ceva de ani, dacă ești ca mine, aveam păr așa lung, adică, mă rog, acum mă cam părăsește, dar atunci era foarte tare și era o perioadă așa romantică, știți, anii 90, început de anul 2000, totul, absolut totul era posibil. Iar sigur că în imaginația mea nici o gagică nu putea rezista. Toate erau, când mă vedeau, bine, în realitate era exact invers, dar știi, e bine când ești mai încrezător, când ai acel confident, așa, bine adunat în trufia ta, știi? Probabil că în nebunia aia, unele lucruri chiar îmi ieșeau. Dar majoritatea nu, când venea vorba de fete. Dar era această tipă, care era vecină cu colegul meu Mihai, v-am mai povestit despre el, și de care îmi plăcea mie în mod deosebit și aveam eu impresia în mintea mea de atunci că și ea mă place. Bine, interesant este că eu nu am vorbit niciodată cu această fată până la un moment dat, adică nici măcar nu făcusem oficial cunoștință, știam doar cum o cheamă, și, nu știu, cred că schimbaserăm câteva priviri, dar simțeam eu așa că este o legătură între noi doi. Așa că tot băteam la cap pe Mihai să-mi facă cunoștință cu ea. Mihai, care se amuza în sinea sa, pentru că o cunoștea pe aia, cred că de o viață, tot spunea, bine mă, hai că o să fac cunoștință, da, bine, ok, hai, las-o, pentru că, na, știți cum e, când cunoști o persoană foarte bine și, nu știu, mi se pare că au locuit foarte mult timp în același cartier și se cunoșteau de mici, cumva, da, nu mai consideri, nu știu, un potențial partener pentru altcineva, o consideră așa, ca din familie, sau nu știu, cel puțin așa aveam impresia, pentru că ăsta tot trăgăna momentul în care să facă mie cunoștință cu fata asta. Și pentru că era mai tot timpul pe la mine și eu eram mai tot timpul pe la el, cunoșteam familia, aflu că de fapt asta era verișoară cu o colegă de-a noastră, culmea, care era tot vecină de astea, într-un respectabil cartier al Iașului. În fine, și zic, aranjăm noi, bă, gata, hai, fă și mie cunoștință. Într-un final, ăsta cedează psihic, spune, bine, mă, ok, sâmbătă, am să iau mașina de la taică-miu și am să iau pe asta la o plimbare și o să spunem așa inopinant, oh, hai să trecem și pe la ăsta. Și atunci tu ai să fii acasă, faci tu curat pe acolo, în fine, o să fie totul ok. Zis și făcut. Asta era undeva pe luni. După cum v-am spus, aveam o formație cu care repetam și despre care pot să vă spun 1001 de lucruri. O să vă dau și un link de pe YouTube, poate eu știu, linkul în descriere. Am cântat cu foarte multă lume. Printre ultimele mele aventuri muzicale a fost Victor Lavric, pe el cred că îl cunoașteți. Ok, cu care am fost și am rămas foarte buni prieteni, doar că nu ne-am mai văzut de ceva vreme și dacă vezi clipul ăsta, Victor, salut! În fine, și aveam repetiție în ziua respectivă. Bine, eu voiam să o impresionez pe tipul ăsta, inclusiv cu faptul că, na, eu sunt într-o formație, înțeleg ce vreau să spun. Mă rog,
Asta era luni sau marți, o că la repetiție, nu știu ce, era cald afară, era, nu știu, iunie poate, mai iunie, oricum era foarte cald afară. Mă duc eu, repet, cu ăștia nu eram eu neapărat în apele mele, dar eu nu eram de obicei în apele mele, pentru că pierdeam nopțile, cred că descoperisem în internet cafeurile, pierdeam nopțile, ziua munceam la cursuri, și munceam la repetiții, nu mă odihneam, mâncam porcării și asta e o idee bună într-un clip. Și în ziua respectivă, după ce se termină repetiția, acolo aveam un studiu de repetiții la Casa de Cultură a Studenților, unde era o discotecă care se chema Ethos. Acum nu mai există, vă dați seama, asta e poveste de acum 20 de ani sau nu știu cât, 15 ani. Și acolo era un alt tip, un prieten bun de-al meu, care era DJ. Și mă mai duceam la ăsta, că îmi plăcea să stau să văd cum mixează bine, mare mixaj. Punea două discuri și în fine. Și pentru că se făcuse seara, mă duceam la ăsta și zic, bă, mai steam cu el. Era perioada aia care, nu știu, se fuma înăuntru, era o destrăbălare totală. Ăsta era un tip așa mai corpulent și mă mai lăsa și pe mine, spune, hai, gata, ce melodie pune? Zic, Metallica, bă, cum spui Metallica în discotecă, ești tâmpit? În fine. Și nu mă simțeam, și să spune, mă, dar ce ai, nu ești tu, nu știu, ești așa de obosit și cum făceam așa niște gesturi, nu are așa de, mai ales așa obosit, când pun mâna aici, simt ceva, zic, bă, ce Dumnezeu fie aici. Umflătură, așa, eu eram student la medicină, adică eram în anul 3, da, eram în anul 3. Bă, cred că e un ganglion de la o măsea, că astea sunt alte probleme, aveam niște probleme cu măselele tot timpul. Luam pastile, când mă dureau, mă duceam la stomatolog, ca un doctor în devenire care eram. În fine, și zic, hai, mă duc acasă să mă culc. Da, bine, ok, du-te acasă și te culc. Mă duc acasă, nu știu ce, nu știu ce am făcut în seara respectivă, probabil nimic. A doua zi mă trezesc și văd așa un coș aici, sau ce, nu mai știu unde. Zic, fa, mi-a ieșit un coș. Bă, și eu trebuie să mă văd cu asta, frate, mai erau vreo două zile. Am coș mare, așa, știi? Bă, ce dracu fac, dar dacă îl sparg acum pe ăsta, o să rămână, na, până atunci... Aha, e mai bine să-l sparg acum, decât să se umfle și mai tare. Bă, și încerc să-l sparg. Nimic, nu ieșea nimica. Fac. În fine, m-am să pe la vreo două cursuri, mă duc iarăși pe la studio, pe la Casa Tineretului, cum îi spuneam noi, pe la Casa Studenților. Mă duc eu pe acolo. Bă, și tot îmi venea să mă scarpin, știi? Băgam mâna, mă scarpinam. Tot așa, o stare proastă, ganglionul ăla nu trecuse, surprinzătorul mă doreau dinții. Bă, mă scarpin, că mă uit în oglindă, aici o mare blândă, mare, uite, vezi că aici mi-a și rămas semn, dacă nu știu dacă se vede, cred că se vede, nu? Sau, nici nu mai știu unde este, pe aici, pe aici. O mare blândă, așa, știi, o chestie roșie. Inflamat, așa, care semăna surprinzător de tare cu coșul meu de aici. Bă, ce Dumnezeu, frate, se întâmplă. Adică, trebuie să înțelegeți că eu în perioada respectivă eram și așa un fel de... Deci, dați-mi, eram student prin anul 3, dar aveam impresia că știu toată medicina posibilă, adică pusesem de 3 ori în spital, văzusem 2 pacienți și reușisem să, nu știu, să scriu pe caiet motivele internării sau ceva, deci nu știam nimic, dar în fine, aveam impresia că, bă, mai durează un pic, așa, învățământul românesc, dar eu sunt ca și cum aș fi doctor. Și aveam sensația că, știi, bă, nu mi se pare nimic în neregulă. Mă, și mă scărpinam aici, nu știu ce, mai întâlnesc cu unul, altul, tot îmi venea să mă scarpin în cap, zic, băi, trebuie să fac un duș, neapărat trebuie să fac un duș. Bă, mă duc acasă, în fine, unde stăteam, zic să fac un duș. Când mă dezbrac să fac un duș, mai găsesc încă niște asemenea blânde pe corp. După, treaba nu-i bună. Primul lucru la care m-am gândit, zic, sigur am luat ceva de prin cămin. Că eu mai duceam, mai steam la ăștia în cămin, am făcut duș în cămin, am mai rămas peste noapte cu niște treburi, în fine, în cămin. O, cu băieți, acum doar am vrut să par, că eram un mare Don Juan, nu-i așa. Zic, da, fac, oricum pot să mă întâlnesc cu asta acum, să vină asta, să nu știu ce, cu chestiile astea, trebuie să rezolv neapărat. Și stau de vorbă, în fine, cu o tipă care era rezidentă, cred, și zic, bă, uite, mi-a ieșit așa pe piele, nu știu ce, și mă mănâncă, aia, mă, nu știu, acum arată.
Păi, s-așa, mă, du-te la boli infecțioase, că cine știe, poate are ceva. Ce să am de boli infecțioase? Nu am boli infecțioase, nu. Sifilis, ce da. Mi-au inima în dinți, mă duc la boli infecțioase. Bună ziua, bună ziua. Știți, eu sunt student la medicină. Bă, da, bine, ok, ce vrei. Păi știți, mi-au apărut niște bube. Mică paranteză. Am luat un singur 6 în facultate, nu că am fost un student eminent, dar mai citeam pe aici pe acolo, mai băgam o vrăjeală, mai o sărumână, v-am mai povestit-o. Și 6-le au fost la dermatologie, unde, ce să zic, toate erau la fel pentru mine. Și mi-a pus profesoara 6 din milă, că punea niște diapozitive, îmi întreba cu ce să astea, mă. Și am zis niște bube, că eram și șmecher, ca să zic așa. Nu mă dea afară, pentru că dermatologia se făcea până prin anul 6. Dar nu mă dea afară să-mi pun nota 3, cum de altfel meritam. Zice, bine mă, na, ia 6, du-te, în fine. Și cam asta a fost examenul de dermatologie. Nu știam nimic. În fine. Și m-am dus și eu la spital de boli infecțioase cu tupeul ăla, că eu sunt student la medicină, știți, nu știu ce. Și uite, mi-au ieșit niște bube. Se uită aia și bagă verdictul, mâncați așa. Ai vărsat de vânt. Și eu zic, ce? Ai vărsat de vânt, prietene. Vezi, tu te mă de aici. Îți minte că era un tip rezident de origine arabă. Și eu zic, bă, ăsta nu, ăsta n-a învățat nimic, că nu. I want a real doctor, știi? Să vină un doctor. Ăsta cumva e nervat, prietene. Ai vărsat de vânt, te acasă, stai acolo, ai să faci febră, o să-ți iasă mai multe bube și aia e, dacă te simți nasol, te doare capul, vii înapoi la spital. Câți ani ai? 23, nu știu cât are, cred că 23 sau 24. Na, aia este, mai vine o doctoriță acolo, spune, ce e, mă? Păi uite așa, bă, hai vărsat de vânt. Zic, bă, ăștia sunt nebuni cu toții, cum să am eu vărsat de vânt? Adică asta e boala copilărie, adică o făcuse o tipă care era cea mai șmecheră din clasă și râdeam noi de ea când eram prin clasa 7-a, ha, are vărsat de vânt. Iar pe mine, ai mei, cred că mă mințiseră, pentru că am sunat la maică-mea. Mama, eu am avut vărsat de vânt? Nu știu, bă, cred că le-ai avut pe toate, nu mai țin minte. Ok. Zic, bă, pe cine să cred? Pe mama, pe ăștia. M-a întrebat, mama, sigur am avut vărsat de vânt? Nu știu, bă, ai avut, ai făcut tot felul de bube când erai mic, dar când erai foarte mic, după aia n-ai mai făcut. Dar sigur ai făcut că toți copiii de la bloc au avut. Deci, sigur ai avut și tu atunci. Zic, na, bine. Dar oare poți să faci de două ori vărsat de vânt? Mă întorc la boli infecțioase, întreb pe aia, bă, poți să faci de două ori vărsat de vânt? Aia nu, prietene, nu faci. Faci o singură dată. Na, și aia e. Doar dacă ai vreo boală din asta imunologică. Și eu zic că... WhatsApp. SMS-uri. Iarăși. Și eu zic, ce să am, mă? O boală imunologică? Cum adică să am o boală imunologică? Adică, da, prietene, adică dacă ai ceva nasol, nu știu, ar trebui să te testezi, dar până una alta ai vărsat de vânt. Vă dați seama că... M-am murit zilele aia, mă gândeam, bă, ce boală imunologică am. După care vine maică-mea cu un telefon fantastic, auzi, de ce mă întreb dacă ai avut vărsat de vânt? Da, zic, nu știu, așa întreb eu, că mi-au ieșit niște bube. Că acum, gândindu-mă mai bine, am sunat-o pe tanti Geta, știi, o știi pe tanti Geta, tanti Geta care lucrează la policlinică și care s-a uitat pe fișele tale de mai demult, că de mult i-am zis eu să facem o copie după alea, că voiau să le arhiveze și dacă nu le mai găsim, zic, ok, bine, și ce ți-a spus tanti Geta? Păi, că nu, n-ai avut vărsat de vânt. Acum nu știam ce să fac, să mă bucur că n-am avut vărsat de vânt și că l-am făcut acum sau să... și n-am vreo boală de imunologică sau... Na, în fine. Băi, oameni buni, a doua zi, adică cum ar veni a treia zi, deci a doua zi după ce m-a consultat, ăla mă parcă m-a blestemat, serios, dacă eram plin din cap până în picioare, căci că, când ești adult, nu e nicio problemă, faci așa vărsat de vânt, adică ți iese vreo două, trei bube, stai un pic acasă. Bine, acum în toată povestea asta, în toată învârteala asta, în frica mea să n-am nu știu ce boală imunologică, în discuțiile cu Mike, mi-am vizitele pe la spitalul de boli infecțioase, în vestea care se rodea ăstora, bă, dacă n-ați avut asta, este stați deoparte. Eu am uitat să-i zic lui Mihai și gagicii respective că eu am vărsat de vânt. Și ăsta, la vreo 11 jumate, 12 dimineața, că așa ies oamenii la întâlnire, na, în fine, după mintea lui, bate cineva în ușă, deschid și apare ăsta.
coaia machiată, așa, scoasă din cutie. Iar eu cu un tricou din ăla lălău, așa, aveam părul lung, ne-am spălat, făcusem felul, ridicasem din pat, patul nefăcut cu plapmă dată de bunica, Dumnezeu să o ierte. Bă, a rămas, vă dați, și fața era, deci, era... Ăsta se uită la mine bine, se uită la aia, se mă uită toată la mine, bă, și bufnește într-un râs. Ce credeți când spune prietenul meu Mihai, în loc să salveze așa situația, să, nu știu, să dezamorsezi un pic, spune că, bă, ce față de pizza ai. Fă dați seama că n-a mai ieșit absolut nimic cu aia, s-a inventat o scuză, a luat-o ăsta, a plecat, în fine, am povestit, bă, că am vărsat de vânt, că nu știu ce. Mă, și-au urmat zile întregi în care venea să-mi pun ștreangul, decât că bănuiesc când ești copil, nu ești atât de conștient de ceea ce se întâmplă. Dacă n-ai 23-24 de ani și nu poți dormi noaptea că-ți vine să iei, uite așa, și să te scarpin peste tot, dar știi că dacă te scarpin, e nasol, că-ți rămâne semn cum mi-a rămas mie pe aici, parcă, sau pe aici și aici. Aici sau aici? Nu mai știu, dar mi-a rămas un semn. Aici, uite, aici. Când am crezut că e un coș. Da, fraților, și uite, așa e povestea mea. Din facultate, când am făcut vărsat de vânt, varicelă, adică la 24 de ani, idee dată de unul dintre abonații canalului nostru, căruia îi mulțumesc pentru această idee, că mi-a adus aminte de ea. Și apropo, pe om îl cheamă, las că vă zic imediat, scuze, prietene, sincer, am uitat cum te cheamă. Asta nu înseamnă că... Pur și simplu nu rețin nume. Costi Soltuz. Costi Soltuz. Ăsta este nume. Ok, mulțumesc pentru pont. Mulțumesc că mi-ai dat ideea pentru poveste. Între timp, nicio problemă, suntem bine. S-a terminat și bateria, că... Na. Vlogger profesionist. Cum vă spuneam, vă mulțumesc tare mult că ați rămas până la final. Mulțumesc că sunteți abonați, că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă ați primit clipul acesta din întâmplare și vă place ce ați auzit aici, dați un share pe Facebook, pe WhatsApp, pe absolut orice. Știu că a fiecare clip pe care îl vedeți pe YouTube a unui vlogger român sau un vlogger din afară auziți lucrul ăsta, să știți că ajută foarte mult. Așa că vă rog să mă ajutați și mine cu un share pentru a afla mai multă lume și pentru a strânge aici o comunitate de oameni care vor să afle despre medicină într-un alt fel decât află în mod de obicei. Eu sunt Radu Crișan și încă o dată, până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să dați un share, un like, un subscribe, scrieți pe bucată de hârtie numele acestui canal care este k/Radu Crișan și puneți-l în cutia de poștă a unui om pe care, nu știu, îl admirați sau îl urâți, îi faceți un bine. Este așa, asta o formă de spam. Acest canal nu încurajează spam. Hai, v-am pupat, deja am vorbit prea mult. Mă duc să-mi cumpăr blugi. Pa!